Foarte interesant astăzi când am citit din psalmi, mi-a venit gândul cel l-ar mulțumi pe Dumnezeu în viața aceasta. Și anume interesant că David ne dă răspunsul la această întrebare și ce este plăcut lui Dumnezeu, și anume acțiunile sau atitudinea cu care facem noi acțiunile date. În psalm, și o să vă dau citire, spune în felul următor. Nu de puterea calului se bucură el, nu-și găsește plăcerea în picioarele omului. Domnul iubește pe cel ce se teme de el, pe cei ce nădăjduiesc în bunătatea lui. De două lucruri este nevoie de la fiecare dintre noi. Să ne temem de Dumnezeu, să avem frica aceasta, și totdeauna să nădăjduim în bunătatea lui Dumnezeu. Este greu să percepem în tot cu desăvârșire, dacă nu studiem cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu cunoaștem natura lui Dumnezeu, dacă nu experimentăm ceea ce ne-a îndemnat cei care au trăit în istorie, o viață adevărată cu Dumnezeu. Dacă nu vom trece prin aceste pasaje și nu vom lua aminte, ne va fi foarte greu să le aplicăm aceste două acțiuni în viața de zi cu zi, și anume frica și nădejdea în bunătatea lui Dumnezeu. Astăzi este ziua 357 și am citit din 358, apropo. Am citit din Neemia, capitolul 1, versetul 1, până la capitolul 2, versetul 20. Am citit din Apocalipsa, capitolul 16, versetul 1 la 21. Și am citit din Psalmi, capitolul 147, versetul 1 la 11, acolo unde vă îndemn pe fiecare să mergeți, să vedeți la ce ne îndeamnă David, ca să fim plăcuți lui Dumnezeu. Astăzi, mergând din nou prin Apocalipsa și mă uitam la putirile, anume la ordinul care l-a dat Dumnezeu omenirii ca să-i pedepsească. Și îngerii au vărsat putirile pe pământ, și anume se descrie în detalii ce s-a întâmplat cu fiecare putir și cum Dumnezeu și-a vărsat mânia sa asupra omenirii. Punctul culminant din aceste acțiuni a fost că la fiecare putire care s-a întâmplat aici, Dumnezeu i-a chemat la pocăință. Un simplu lucru. Și este greu pentru om să înțeleagă acțiunea dată dacă el nu se pocăiește. Ce înseamnă pocăință? Pocăință înseamnă de a recunoaște că natura lui Dumnezeu este corectă și este dreaptă. În momentul ce Dumnezeu te pedepsește, ție ți este foarte greu să înțelegi și te pui în rol de judecător. Nu alegi pe Dumnezeu să fie judecătorul suprem și să lești pe Dumnezeu să facă acțiunile corecte așa cum El le știe, El le cunoaște și spune cunoștința Lui este desăvârșită, este necondiționată, cunoștința Lui nu are margini și ne înțelege pe fiecare în parte, numai noi trebuie să ne încredem în El. Și ce se întâmplă în mintea omului, în viața omului, odată ce a pedepsit pe un curvar, a pedepsit un Sodoma și Gomora, cei care l-au cunoscut pe Dumnezeu mai înainte, după care au mers în răzvrătirile lor și au uitat cine este Dumnezeu. Nu și-au mai adus aminte de El. Măcar că Lot era un om neprihănit în mijlocul lor și ei nici nu luau aminte. Chiar au venit la casa lui ca să se împreunieze împreună cu cei care au venit să stea pe noapte la el, cu oaspeții. Și transmite acțiunea omului și de ce este în stare omul dacă nu lasă natura lui Dumnezeu să intre în viața lor. Și Dumnezeu pedepsește pe om ca el să se pocăiască. El nu pedepsește pe om ca el să ca așa trebuie, ca așa îi place lui Dumnezeu. Pedepsa nu este plăcută lui Dumnezeu. Dar pocăința omului este posibilă doar în momentul să deschizi ochii, că cu siguranță în timpul ce se întâmplă aceste potiri, vorbește Sfânta Scriptură că sunt unii care se trezesc și se întorc, se îmbacă în haine albe și se pregătesc de venirea lui Dumnezeu, de judecata corectă a lui Dumnezeu care ne așteaptă pe fiecare dintre noi. Ceea ce mi-a fost foarte interesant și se vorbește foarte mult în societățile noastre și anume de s-a dat citire la când îngerul a șaselea a vărsat putirul lui peste râul cel mare Eufrat și apa lui a secat ca să fie pregătită calea împăraților care au să vină din răsărit.
Apoi am văzut ieșind din gura balaurului și din gura fiarei și din gura prorocului mincinos trei duhuri necurate care semănau cu niște broaște. Acestea sunt duhuri de dragi care fac semne nemaipomenite și care se duc la împărații pământului întreg ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a lui Dumnezeu cel atotputernic. Iată, eu vin ca un hoț, Hristos, că întâlnim versetul ăsta. Eu vin ca un hoț din 2 Tesaloniceni. Fiecare ferice de cel ce veghează și își păzește hainele, adică să fie curat. Interesant că vorbești în contextul ce varsă potirurile acestea pe pământ, ca să nu umble în glod și se va da rușine, se va da rușine. Duhurile cele rele i-au strâns în locul care pe evreiește se cheamă Armageddon. Al șaptelea a vărsat potirul lui în văzduh. Uitați unde a vărsat potirul. În văzduh, nu pe pământ. Și din templu, din scaunul de domnie, a ieșit un glas tare care zicea, s-a isprăvit. Și au urmat fulgere, glasuri, tunete și s-a făcut un mare cutremur de pământ. Așa de mare cum de când este omul pe pământ, n-a fost un cutremur așa de mare. Cetatea cea mare a fost împărțită în trei părți. Cetățile neamurilor s-au prăbușit. Și Dumnezeu și-a adus aminte de Babilonul cel mare, care să-i dea potirul de vin al furiei mâniei lui. Toate ostrovile au fugit și munții nu s-au mai găsit. O grindină mare, ale cărei boabe cântăreau aproape un talent, a căzut din cer peste oameni. Și oamenii au hulit. Vedeți? Nu s-au pocăit. Au hulit pe Dumnezeu din pricina urgiei grindinii, pentru că această urgie era foarte mare. Oamenii sunt chemați să se pocăiască, să acționeze așa cum David ne îndeamnă astăzi în psalm. Și interesant că omul nu alege să facă lucrul acesta. Natura omului. Deci este nevoie ca noi, ca oameni, să ne trezim, să mergem prin credință, să facem un pas înainte, chiar dacă nu crezi că există Dumnezeu. Măcar vârăți în cap gândul acesta că El există și o să vezi ce transformare o să se întâmple. Vă doresc o zi bună, stați alături și ne vedem mâine!